decizia mea foarte grea încercare, pentru că nu știu ce e așa excepțional, eu doar cred că vă faceți dumneavoastră că mă invitați. Și trebuie să mai spun ceva, că sigur, mi-am dat cu rețetă ca ministru, fost ministru, sigur că se păstrează titlul ăsta, trebuie puțin jenat, aș prefera să uităm episodul ăsta, nu ca și făcut ceva în regulă, dar acum sunt cu tot o altă dinamică, E adevărat că unele școli de filozofie au aplicații
directă. E adevărat de asemenea că, de exemplu, în cadrul stoicismului, unii filozofi au pus aproape exclusiv accentul pe practică. Vă gândesc la Epictet. Epictet, un filozof stoic din secolul 1-2 după Hristos, care are o manieră de a preda stoicismul, care se axează aproape exclusiv, aș putea fi exclusiv pe practică. Asta nu înseamnă că alții stoici nu au mai largă pentru fizică, pentru logică, pentru chestiuni care nu sunt direct legate de practică. Dar, în mare, tendința lui literatură este esențială și tocmai merge împotriva obișnuinței noastre de a vedea în filosofie o ocupație pur teoretică. De aici ne aminte și tot felul de proverbe românești, nu despre filozoful care dă în copii, este cea mai bună și alte formule de astea, sigur, amuzante, dar care, de fapt, vorbesc despre niște reprezentări caricaturale. Pentru antici, a fi filozof era, în primul rând, o chestiune de mod de viață. De aminte, sunt filozofi foarte importanți care nu au scris, nu au scris nimic. Socrate nu a scris nimic, Epictet nu a scris nimic. Și sunt o sumedenie de alte figuri considerate în epoca lor ca fiind filozofi, dar care nu au scris nimic. De exemplu, omul politic Cato cel Tânăr, la sfârșitul Republicii Romane, era considerat contemporan lui un filozof în cel mai deplin sens al cuvântului, dar nu a scris filozofie. Ținea discursuri politice, era avocat, era un om implicat în cetate, dar asuma din plin modul de viață stoic. Chestiunea modului de viață e, cred, esențială. Și asta vă dă deja o asemănare importantă cu creștinismul. Creștinismul e un mod de viață în primul rând. Sigur, e o teologie, presupune un crez, dar Iisus ne oferă un model pentru viața de zi cu zi. El spune, urmați-mă de fiecare dată de Evanghelie. El spune, urmați-mă. E vorba de o cale pe care o iubim. Modul de viață, această preocupare pentru modul de viață, e comună creștinismului și diferitelor școli de filozofie antică. Această accentuare a practicii, cred că este fundamentală. O să le iau pe rând, și o să arăt care sunt legăturile cu creștinismul. Aș vrea să adaug încă o idee legată de Pierre-Arnaud. Și anume că Pierre-Arnaud el însuși era de formație catolică. Eu l-am văzut de vreme, eram de acolo, în anii 90, de te-am întrebat de acolo, niciodată n-am stat de acolo. Teza lui este că exercițiile spirituale intră în creștinism ca o influență a stoicismului. Asta este teza lui Pierre-Arnaud și apoi el reia această noțiune de exerciții spirituale din spiritualitatea catolică, mă gândesc în mod special la Ignațiu de Loyola, fondatorul ordinului Iesuit. Aș vrea să iau la rând marile curente filozofice, marile școli filozofice din Antichitate, evident începând cu Socrate, care este o referință pentru toți. Totul pleacă de la Socrate și nu sunt primul care stabilește o vorbire, o asemănare, evident și mai deosebit, între Socrate și Hristos. Amândoi sunt victima unei erori judiciare.
nații mizerabile și rușiate. Amândoi să vă condamnați pe Dumnezeu, să vă condamnați la moarte pe Dumnezeu, și amândoi oferă un model de curaj în fața noastră. Evident că moartea lui Socrate, cum o scrie de mine și Steinbeck, repetat de Dumnezeu, e o moarte nu mai senină decât moartea lui Iisus. Moartea lui Iisus este tragică, e și că e puțin spus, da? Este o moarte înfiorătoare. Supliciu îngrozitor, în timp ce moartea lui Socrate are totuși o aură de seminătate, este conjurat de discipolul lui, bea cu gută, nu e bătut, nu este pironit pe cruce. Bun, asta nu înseamnă că îi se anulează în un fel curajul extraordinar în fața morții. Dar amândoi, atât Iisus cât și Socrate, sunt oameni care au murit pentru adevăr, sigur. La început două, sunt diferențe între cei doi, dar și Socrate este un om care își pune viața la bătaie pentru ceilalți. Și mai e un aspect foarte important, pe care îl vedem în mod special în apologia lui Socrate, în varianta lui Platon. Spun în varianta lui Platon, pentru că există două variante ale apologiei lui Socrate. Mai există și varianta lui Xenofon, care e mult mai scurtă, foarte frumoasă și ea, dar mă voi referi în mod special la varianta lui Platon, în care Socrate spune că un prieten de-a lui, Chercon, s-a dus la Delphi, la templul zeului Apollo, și a întrebat oracolul cine este cel mai înțelept om din lume. Iar oracolul a fi răspuns prin intermediarul Dichiei că cel mai înțelept este Socrate. Chercon se întoarce Atena și spune lui Socrate ce i-a zis oracolul. Iar Socrate, în mod foarte semnificativ, nu se bate cu pumnii în piept și spune știam eu că eram că sunt eu cel mai curiozat și cel mai înțeleg, ci nu crede lucrul ăsta. Adică, mai exact, el crede că zeul spune adevărul, că zeul nu minte, Apollo spune adevărul, dar nu se aruncă cu capul înainte cu impresia că înțeleți ce vrea să spună. E o probă de pietate și aș spune chiar de smerenie. Da? Socrate este pios, nu crede că înțelege ce spune zeul și încearcă întâi edumetic și încearcă să găsească pe cineva mai înțelept decât el. Și vorbește cu înțelepți, cu politicieni, cu poeți, cu meșteșugi, dar și întreabă de fiecare despre meșteșugul lor, despre lucrurile cu adevărat importante și își dă seama că nimeni nu știe nimic. De aici formula pe care o cităm mereu, știu că nu știu nimic, dar când cităm această formulă, n-am spus încă esențial. Esențial este că această formulă vine ca o consecință a unei căutări de o viață întreagă, prin care Socrate se raportează la oracolul zeului Vintei, a lui Apollo. Și mai mult, dacă citim cu atenție textul apologiei, vedem că Socrate se numește pe sine sclav sau rob al zeului Apollo. Și mă gândesc la liturgia noastră atât de frumoasă, când vorbim despre robul lui Dumnezeu. Dar Socrate este un rob al lui Apollo. Cel puțin așa se prezintă în apologia lui Socrate. Dar el primește un oracol pe care nu îl înțelege. E conștient că nu îl înțelege, însă primește cu pietate și smerenie. Și toată viața lui este sub semnul acestei misiuni pe care o primește de la divinitate. Acum, să ne înțelegem. În privința apologiei lui Socrate sunt mai multe interpretări posibile. Există și interpretarea raționalistă, umanistă, să-i spunem, cum că, de fapt, Socrate pretinde că e pilos, că spune toate lucrurile astea de ochii lumii, da? Ca să nu poată fi acuzat de ateism sau de impietate. Eu și nu doar eu, pentru că e o treabă tradiție în sensul ăsta, cred că trebuie luat în serios ce spune Socrate și că chiar așa se considera ca având o relație personală cu divinitatea. Da? Și că își
în slujba unei misiuni divine, pe de-o parte, și în slujba celorlalți, în slujba cetății. Adică este un om care asumă un rol în raport cu concetățenii lui, cu compatrioții lui, un rol pe care crede din toată puterea ființei lui că îl are din partea comunității. Mai e un lucru important de spus, pentru că comparația pe Socrate și Iisus a fost făcută doar de șmaica, nu am început eu concentrarea asta. Acum sunt foarte interesante de asemenea textele lui Kierkegaard despre Socrate și Iisus. Kierkegaard, să uităm, este un mare predicator. Predicile lui Kierkegaard, sunt făcute de fiica doamnei Tartă, Grete Tartă, care a fost ambasadoare la Copenhaga și a reușit să învețe daneză. Nu a reușit. E o limbă foarte dificilă, iar fiica ei a tradus Kierkegaard în română. Și din nou avem aceste traduceri din predicile lui Kierkegaard. Kierkegaard, în alte texte, texte filozofice, arată că atât Iisus cât și Socrate au o manieră indirectă de a spune, de a-și transmite mesajul. Metodă indirectă înseamnă că nu spun direct, uite ce trebuie să credeți, uite cum stau lucrurile. Prin exemplu lor personal, dar îi fac pe oameni să gândească. Atât Iisus cât și Socrate sunt învățători care suscită o transformare la cei care îl ascultă și îl urmează. E vorba de faptul că atât Hristos cât și Socrate nu spun doar uite ce trebuie să considerați ca adevărat, ci suscită această adeziune din partea celor care îi urmează sau nu, pentru că amândoi suscită în aceeași măsură și respinge în ambele cazuri cu sfârșit fatal. Unul mai repede, dar celălalt mai târziu, totuși. 40 de ani în plus, contează. Asta vreau să spun despre Socrate, dar deci despre dimensiunea religioasă a lui Socrate, pe care foarte adesea o pierdem din vedere. Atunci când facem din Socrate un simplu precursor al raționalismului modern, cred că ne înșelăm foarte grav asupra felului în care el și contemporanii lui se îl înțelegeau. Despre Socrate ca esențial, să spun câteva cuvinte la început, și aș vrea să continui luând la rând diferitele școli, și anume școala platonică, școala aristoteliciană, școala cinică, cea epicuriană și, evident, cea stoică. Și însă nu o să iau în ordinea cronologică obișnuită, pentru că ar trebui să vorbesc imediat despre Platon. Platon însă reapare în tablou mai târziu, pentru că rolul platonismului, sau mai exact al neoplatonismului, este foarte important pentru terminologia filozofului, terminologia utilizată de părinți în secolele 3, 4, 5, 6 după Hristos. Da? Când efectiv vedem o apropiere filozofică. Evident, în același timp sunt și mari controverse între platonicieni și creștini. Dar limbajul filozofic este foarte asemănător și vom vedea imediat cum se explică lucrul ăsta. Voi vorbi mai întâi despre stoici. De ce? Pentru că filozofia stoică este la modă în secolul 1 și 2 după Hristos. Este filozofia cea mai răspândită în Imperiu. Are, să zic așa, vârful pânze. Și așa s-a născut legenda unei relații apropiate între Seneca și Sfântul Pavel. În timp de
secole, oamenii erau convinși că Seneca și Sfântul Pavel s-au cunoscut. Deci erau prieteni. E adevărat ceva în Faptele Apostolilor, e vorba într-adevăr despre fratele lui Seneca. Fratele lui Seneca a fost guvernator în Ahaia, deci în nordul, în Grecia, și, într-adevăr, guvernatorul Calion, fratele lui Seneca, a judecat pe Sfântul Pavel și l-a scăpat de belele care puteau să-i curbe viața. Deci există un element, dar, într-adevăr, Sfântul Pavel l-a întâlnit, așa ne spune Sfântul Luca, Faptele Apostolilor, pe fratele lui Seneca. Asta e un element care, într-adevăr, poate, mă rog, susține această legendă despre relația dintre Seneca și Sfântul Pavel. E adevărat că sunt contemporane, care deci, viețile celor doi se suprapun perfect. A fost că Seneca era ceva mai în vârstă, poate avea vreo 15 ani în plus, era mai în vârstă decât Sfântul Pavel. E adevărat, de asemenea, că Sfântul Pavel Roma, Seneca era și el la Roma tot atunci. Deci nu e imposibil. E posibil ca cei doi să se fi intersectat. E probabil. Așa s-a considerat timp de secol. Dar nu e vorba doar de biografie aici. Dacă această legendă a fost acceptată timp de secol, e și pentru un alt motiv. Pentru că Seneca este și, într-adevăr, există în primele secole mai cristiane o mare simpatie între creștinism și stoicism. Nu numai pentru că stoicismul era filozofia la modă, ci și pentru că stoicismul are multe elemente comune cu credința noastră. Stoicismul care consideră că nu există doar hazard pe lumea asta. Filozofia stoică este una providențialistă. Avem un loc pe lumea asta care este voit de providență. Da? E o chestiune esențială. Dacă vă întrebați ce diferențiază cu adevărat pe stoici de epicurieni, nu este problema virtuții și a plăcerii, pentru că, de fapt, epicurieni duceau și ei o viață foarte virtuoasă, nu erau niște destul de zdrobălați, câtul de puțin. Diferența profundă e alta. Și anume că filozofia epicuriană este una atomistă, se spune chiar materialistă, da? Epicurienul nu crede în nemurirea sufletului și nu crede în providență. Consideră că lumea este un rezultat al hazardului, da? Al unei încropiri, a diferiților atom, care e produsul hazardului. Asta este teza epicuriană. Iar poziția stoică este, din potrivă, una providențialistă. Există o ordine a lumii, o ordine divină, fiecare își are un destin care e conformitate cu ordinea divină și de aceea avem obligații în viață. Filozofia morală stoică acele obligațiile pe care le avem și care decurg din poziția noastră în lume, în cosmos, în societate, iar a trăi în conformitate cu natura înseamnă a-ți face datoria față de ceilalți. Seneca spune foarte clar lucrul ăsta despre binefacere, care este unul dintre tratatele lui cele mai importante, spune a trăi în conformitate cu natura înseamnă a face bine celorlalți. Natura omului îi ordonă să facă bine celor din jur. Asta e datoria care decurge din însăși natura umană. Este o poziție pe care evident că o acceptăm și creștinismul a acceptat-o fără rezerve. Asta explică de-a minte
De ce filozofia stoică a fost atât de bine transmisă în tradiția manuscrisă? Și de ce, de exemplu, copiștii creștini n-au prea copiat pe Epicur? Dar Epicur a scris o bibliotecă întreagă și nu ne-au apărut decât câteva scrisori și câteva fragmente. De ce? Pentru că Epicur era șocant pentru sensibilitatea creștină. În timp ce Platon sau Plutarh sau mari gânditori stoici erau, se potriveau mânușă într-un anumit mod de a vedea lucrurile. Cine este însă și mai interesant, aș spune, ca gânditor religios, este Epictet. Epictet este încă mai mult un om pios, mai mult decât Seneca. Asta înseamnă că Seneca nu este un stoic care urmează linia școlii stoice. Seneca, de exemplu, a scris o minunată, un minunat text despre providență. Eu cred că orice creștin în zilele noastre poate găsi mare susținere morală în tratatul lui Seneca despre providență, în recomandările lui către discipoli, către Lucilius, în cartea despre cine face. Astea sunt texte care sunt ziditoare, cum se spune în limbajul bisericesc. Și chiar sunt concepute anumite ca niște predici. Seneca era băiat de retor, da? Tatăl meu era profesor de retorică și textele lui Seneca au un iz de predică. De pledoarie în favoarea unor virtuți, unor valori. Epictet însă este încă și mai interesant, aș spune, din punct de vedere religios. Îl spune eminent de curios, lucru care nu se vede atât de bine în manual. Da? Este faimosul manual al lui Epictet. Îl găsiți foarte ușor. Există și un audiobook făcut de Rebeciuc, foarte frumos. Vi-l recomand în toată inima. E o minunăție cum citește Rebeciuc micul manual al lui Epictet. În manualul lui Epictet nu e vorba foarte mult despre chestiuni de ordine religios. În schimb, în dialogurile și discursurile lui Epictet, e vorba foarte mult despre providență, despre zei, despre pietate, despre lucruri de genul ăsta. Și sunt anumite fraze care te șochează cât sunt de asemănătoare cu ce spun părinții noștri. De exemplu, Epictet vorbește despre obligația de a fi fericit, să îți manifesti pietatea, fiind mereu recunoscător zeilor pentru soarta ta. Dar gratitudinea și fericirea sunt un fel de datorie pe care o are omul în fața fraze de care, efectiv, le putem întâlni fără o influență la gânditori creștini. Epictet zice și mai cu seamă dialogul, dar, repet, mai cu seamă dialogul, mai cu seamă aceste discursuri ale lui, e un gânditor care vorbește aproape ca un preot. Da? Sunt texte pe care le puteți citi în biserică. Realmente sunt de o sensibilitate religioasă, de pietate extraordinară. Chiar e o idee asta, să utilizăm și asemenea texte ca elemente de predică, îndrumare spirituală. Despre spiritul, aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte. El n-a scris nimic, cum ziceam mai devreme. Iar aceste două cărți care manualul și discursul de Sfântul sunt scrise de unul dintre discipolii lui, Arian. Așa cum Socrate l-a scris nimic, dar ne e cunoscut grație lui Xenofon și lui Platon, la fel, Epictet l-a scris nimic, dar ne e cunoscut grație acestui Arian. Iar dialogul este notele lui de curs. Este o mare șansă că avem notele de curs ale unui elev
foarte pesimitor. Și apoi, Arian, din aceste note de curs, a extras manualul. Iar manualul este un text extrem de condensat, pe care Arian probabil îl avea mereu în el. Pentru el este ca antidotul pentru orice problemă în viață, să aibă cărticica la el, să găsească drumare spirituală în manualul pe care îl redactase el pentru el însuși. Și cum vă spuneam, e că dimensiunea religioasă nu mai înseamnă în dialoguri sedente. Ar mai fi de spus ceva despre stoicism și creștinism. Și anume, insistența stoicilor pe libertatea interioară, pe practica virtuților. Este faimoasă distinția pe care o găsim în manualul Iubite. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce depinde de noi. Și ce depinde de noi sunt doar gândurile noastre și acțiunile noastre. Nimic altceva nu depinde de noi. Și trebuie să ne concentrăm doar pe cum vedem noi lucrurile, cum gândim, cum judecăm și de ce facem. Asta depinde de noi. Oricând putem decide să ne comportăm în mod virtuos sau, din potrivă, să ne alienăm libertatea. Libertatea este interioară în mine. Știți bine cât de mult a contat pentru mine și, evident, mai mult pentru tata, evidentă cu Steinhardt. De-a minte, numele Steinhardt este tută program. Stein înseamnă piatră, parte tare, aia e Micu Steinhardt, care tare ca piatră. Să știți să nu întâmplă toți cu Micu Steinhardt, pentru că nu e familiaritate, ci că se lega numele în act de naștere. Micu Aurelian Steinhardt. Nicolae e numele lui de călugă, ortodox. Iar jurnalul fericirii, cred eu, reflectă ceva din această viziune stoică. Steinhardt este un autentic creștin ortodox, dar care a reușit foarte mult stoicism în felul lui de a se comporta și de a vedea lucrurile. Un om care spune, sunt fericit în închisoare, este, într-un anumit sens, stoic. E un creștin exemplar și, în același timp, e și o dimensiune stoică aici, pentru că depinde de mine cum văd lucrurile. Sigur, suferință, bătaie, frig, foamete, sete, torturi. Și cu toate astea, Steinhardt spune că fericirea interioară este la îndemâna noastră. Ce vreți mai stoic de atât și, în același timp, mai creștin de atât? Cu stoicismul am văzut cum stau lucrurile, deci că este o prezentare extrem de rapidă. Aș vrea să trec la un curent filozofic care are presă proastă, în general, și anume curentul cinic. Dacă spunem despre cineva e cinic, nu e ceva de bine. Însă, filozofii cinici asumă un rol precum cel al câine, ai câinilor. Pentru că un câine e fidel, este loial, latră pe cei răi, îi mușcă pe cei răi, spune adevărul, verde în față, orice ar fi, și, în același timp, poate trăi foarte simplu, din nimic. Da? Iar Diogene Cinicul este un om care, deși vine o familie bogată, și-a dat seama că nu are nevoie de nimic. Aruncă cana pe care o avea, spunând încă ceva inutil. Uite ce am învățat de la copilul ăsta, că n-am nevoie nici măcar de cană. Și el spunea cu mult umor, păi eu sunt la fel de grozav ca regele Persiei. Am și eu două reședințe, o reședință de vară și o reședință de iarnă. Vara stau la Corint, pentru că nu e atât de cald și pot să stau pe stradă, iar iarnă mă duc la Atena, că e mai cald și pot să stau tot pe stradă, zice se drumul tot, da? De-a
la Diogene și plăteam, nu știu cine sunt, da, spune Diogene, care stătea la soare, făcea plajă la oamenii. Și Diogene spunea, da, știu, știu cine ești. Și îl întreabă regele Alexandru, da, aș putea face ceva pentru tine? Și adică și Diogene spune, da, să te dai puțin la o parte, că stai în soare. E un lucru care arată cât de liber este în fond un asemenea filozof. Iar foarte interesant este că Alexandru Macedon a comentat după aceea, a zis, dacă n-aș fi Alexandru, aș vrea să fiu Diogen. Pentru că a fost foarte impresionat de capacitatea lui Diogen de a spune adevărul, de a fi liber cu desăvârșire. E ceea ce grecii numeau parezia. Parezia este virtutea celui care spune adevărul. Este practica spunerii adevărului. Școli filozofice aveau în interiorul lor un fel de practică instituționalizată a pareziei. Ca să-i spui celuilalt adevărul, așa de încât să-l ajuți să progreseze în virtute. Revin însă la Diogene. Nu vreau să vorbesc prea mult acum despre filozofia cinică, însă cinicii sunt oameni care trăiesc din nimic, care asumă un rol, aș zice, de eroic. De-a minte, patronul lor spiritual este Heracle. Eroul Heracle, fiul lui Zeus, este modelul și patronul spiritual al cinicilor. Pentru că Heracle se îmbracă cu o haină foarte simplă, mai exact cu o plată de leu, umblă cu o chioară după el, și este un rădresor de tot, dar cineva care corectează nedreptățile. Iar cinicii își asumă un asemenea rol. Așa că aici aș vrea să introduc o comparație cu ordinele călugărești occidentale. Și anume că, știți foarte bine, că în monachismul occidental există modul de viață diferite. Realitatea e că și în mănăstirile noastre există o diversitate a modului de a trăi călugăria. Dar în lumea catolică, acestea sunt mai instituționalizate. Și i-aș compara pe cinici cu franciscani. Da? Sunt oameni care își fac din sărăcie un mod de viață, din libertatea totală, dintr-un mod non-conformist de a se comporta. În ortodoxie, aș vedea eventual o asemănare, doar parțială, în totală, cu demonitul Hristos. Da? Cei iurodocții din lumea rusă, mai cu seama, în spațiul slav, sunt o figură foarte familiară. Pe aristotelicieni aș compara mai degrabă cu benedictinii. Iar pe stoici, eventual, cu dominicani, dar au o latură predicatoare, să se spun așa. Dominicani, numele dominicanilor este oficial. Frații predicatori. Este un ordin predicant. Un ordin de predicator. Bun. Asta e o comparație, sigur, pe care trebuie care o să o luați cu un gran sans. Pe ordinele călugărești occidentale și diferitele școli de filozofie. Și, într-adevăr, pe cinicii aș descrie ca un fel de franciscani ai filozofiei antice. Și pe iezuiți, ce greu. Iezuiții sunt fără comparație. Cu toate astea, aș remarca un lucru. Și anume că la Seneca găsim o adevărată cazuistică filozofică. Mă refer la Seneca în calitatea lui de îndrumător, cum s-ar spune în Biserica Catolică franceză, director de conscience. Îmi place foarte mult formula asta, director de conștiință. Da? Seneca este director de conștiință, da? Și vedem în rolul ăsta de director de conștiință în scrisorile pe Lucilius.
El e mult mai crezut ca Dumnezeu decât Epictet. Dacă vreți, diferența între Epictet și Sedecar este diferența între o cafea distretă, da? Foarte tare, și un cappuccino cu lapte, cu... Da, e Sedecar de cappuccino. Stoicismul soft, da? Stoicismul îngăduitor, pe cât de bine, era militaros, de efectiv, când școala lui de la Nicopolis era un fel de cantonament. Dar chiar nu se știți de cei care au venit pe la casa Valorului, a venit în ideea să organizeze un cantonament stoic, dar să studie pe Epictet, pe Seneca, pe Marcus Aurelius, un cantonament. Și mi-a trebuit o mănăstire destul de incomodă. Austeră, se duce prea caldă în cameră, 17 grade maxim, dar ceva de genul ăsta pentru cantonamentul istoric. Efectiv, școala lui Epictet așa era foarte serioasă, dar și anumite recomandări din manualul lui Epictet nu se pot înțelege decât în această optică. Da? E, efectiv, un moment de antrenament al voinței, al discernământului, un antrenament al sufletului. Revin însă la scurta mea, capita mea, prea rapidă mea, panorama a cuvintelor filozofice, foarte rapid despre epicurieni, nu prea sunt legături, dar între epicurieni și stoicism, e cam la apa și epicurieni. Abia în secolul XVII există în catolicismul francez un anumit interes pentru epicurism. Dar e un fenomen foarte special de secolul XVII, în care, printr-o interpretare destul de ingenioasă, ca să nu fie puțin trasă de păr, unii meritori catolici, special francezi, se văd în materialismul epicurian un element interesant, că materia e tot de la Dumnezeu și în interesul lor pentru epicurism, intră și un interes pentru știință. Revoluția științifică care tocmai se producea în lumea occidentală. Există un fenomen de catolicism epicurian, dar noi în tradiția ortodoxă nu știu eu așa ceva, însă evident că epicurismul e mult mai puțin ușor de digerat pentru creștinism. Asta nu înseamnă că e cu totul incompatibil. Și aici am intrat o discuție foarte complicată dacă epicurismul este ateu sau nu. Eu trebuie să cred că, în ultimă instanță, nu. Dar, în antichitate, epicurienii erau mereu acuzați de ateism. Da? Deci, în polemicile între celelalte școli și epicurienii, epicurienii foarte des erau acuzați de ateism. Și de către stoici, și de către platonicieni. Exista un fel de front comun împotriva epicurienilor. Însă, aș vrea să vă spun ceva despre epicurie. De fapt, modul de viață epicurian este unul foarte frugal, foarte auster. Epicur era de o mare austeritate. L-aș asemăna într-o anumită măsură cu aproape cu un călugăr. Modul de viață al comunității epicuriene avea anumite ritualuri, presupunea anumite ritualuri comune. Sau mâncau ca niște avocați, nu erau niște desfânați, cât o de puțin. Asta e o polemică anti-epicuriană care a creat imaginea asta. Însă, epicurienii, ca adevăr, nu aderă la viziunea providențialistă. Nu cred, de exemplu, în nemurirea sufletului. Asta e o chestiune care clar separă apele. Iar stoicii, platonicienii, sunt îngeri de aproape totdeauna ostili. Aș vrea să, evident, să ajung la platonism, pentru că aici avem o relație foarte bogată cu teologia creștină. Mai exact, este vorba despre neoplatonism. Ce e neoplatonism? Aici o chestiune foarte complicată, pentru că școala platonică este o școală de filozofie care a cunoscut
variațiuni destul de mari. Mă refer la variațiuni în modul de predare, în doctrina care era predată. Spre deosebire de epicurism, de exemplu, epicurism este foarte constant. Doctrina de epicur, epicur a scris, cum spuneam, o bibliotecă întreagă, lucrurile erau clare, conformitate cu viziunea epicuriană asupra lucrurilor. Platonismul ăsta este foarte variat și asta are legătură cu vastitatea și bogăția operei lui Platon. Platon a scris texte extrem de diferite. Nu sunt toate de același tip. Sunt texte, sunt dialoguri în care se termină fără nicio concluzie. Sunt texte care vorbesc doar despre convertirea la filozofie, la ciliare, la dialogul ciliare, la minunăție. Tipurile dialogurilor sunt, cum spuneam, foarte variate. Ori, neoplatonismul este un tip de platonism care se dezvoltă din interpretarea anumitor dialoguri platonice, și anume, în special, două, și anume Teetet și Parmenide. Sunt două texte mai dificile de Platon, probabil scrise către sfârșitul vieții, care vorbesc despre diferite moduri de cunoaștere. Cunoașterea rațională și cunoașterea supra-rațională. Da? Cunoașterea dialectică și cea care procedează din unirea cu un unul transcendent. Vă dați seama că e extrem de interesant pentru gândirea teologică. Da? Acest mod de cunoaștere de deasupra rațiunii. Ori, această deci, neoplatonismul se poate defini ca un tip de platonism care se bazează în mod special pe interpretarea acestor două dialoguri, Parmenide și Teetet. În ansamblul școlii platonice, asta înseamnă cât 900 de ani, variațiile se explică, cum vă spuneam, însăși varietatea operei în secolul 3-2 înainte de Hristos, școala platonică, Academia, avea mai degrabă o învățătură sceptică. Da? E o combinație între platonism și scepticism. Și asta era Academia în secolul 2, de exemplu, înainte de Hristos, în timp ce neoplatonismul despre care vorbesc, dar în dimensiune mistică, foarte pronunțată. Sigur, nu sunt doar aceste două dialoguri care contează pentru neoplatonicieni. Pentru neoplatonicieni contează, evident, toată opera lui Platon. Dar, pe rând, mai este acest interes special pentru Parmenide și Teetet. Aceste două dialoguri, probabil mai târzii, de-ale lui Platon. Iar neoplatonismul câștigă în influență în secolele 3, 4, 3, cu adevărat, în secolul 3 după Hristos. Neoplatonism. Asta nu înseamnă că nu a existat mereu Academia, nu înseamnă că nu a existat întotdeauna filozofi platonicieni, că e una dintre marile școli filozofice din Antichitate. Însă acest tip de interpretare a lui Platon se afirmă în mod special începând cu secolul 3 sau în orice caz câștigă influență, așa cum stoicismul era filosofia la modă în secolul 1 după Hristos, neoplatonismul devine o filosofie la modă secolul 3 după Hristos și continuă această modă a neoplatonismului în secolele următoare. De-aia, de exemplu, dacă citim pe Origen, sau pe Dionisia de Patrie. Nu vom
influența populatorilor se vede de la tehnologia utilizată, de la modul în care Origen interpretează, de exemplu, scriptura. Da? Origen este cât se poate de îndibat de asemenea influențe neoplatonice. Iar influența lui Origen este colosală. E adevărat că Origen a fost condamnat la denisterică mult mai târziu pentru învățătura lui prin avocat Astaza. Dar în restul, opera lui a avut o influență enormă. Și nu putem să înțelegem pe părinții Capadocie, de exemplu, fără referire la Origen. Iar Dionisia lui Pacitul este mare creditor al teologiei mistice, atât în Orient, cât și în Occident. Dionisia lui Pacitul, cel mai probabil evident, nu este același, încă cel mai mult, nu este aceeași persoană cu Dionisie din Faptele Apostolilor. Care ar fi devenit discipol al lui Pavel. N-are cum să fie același, e imposibil. Este un autor mult mai târziu, Dionisia lui Pacitul. De aceea ce se spune pseudul Dionisia lui Pacitul. Dar la el, influența platonică este neoplatonică, este covârșitoare și opera lui pune bazele teologiei mistice, atât în Orient, cât și în Occident. Luați, de exemplu, cartea lui Vladimir Lossi despre teologia mistică a Bisericii Vesăritene și se bazează 100% pe Dionisia lui Pacitul. Și modul în care opera lui Dionisia lui Pacitul a fost înțeleasă în Orient. Tradiția alamită, care tot are legătură cu Dionisie Areopagită. Asta e o foarte rapidă panoramă a diferitelor curente teologice despre platonism, despre Aristotel, n-am mai spus mare lucru, pentru că el este de evident, adică Aristotel vorbește despre Dumnezeu, care o teorie a cauzei fără cauză, asigur că un Dumnezeu foarte abstract, dar joacă un rol în teologia creștină, teologia medievală, în special, și nu doar în Occident. Asta nu avem impresia că Aristotel este o afacere occidentală. Nu. El contează foarte mult și în Biserica Aristoteleană. Aristotel a fost predat, bineînțeles, în școlile bizantine. De aminte, calea legală de transmisie a filozofiei grecești, a filozofiei antice, este Imperiul Bizantin. Sigur că a contat într-o anumită măsură și filiera arabă pentru anumite texte, pentru Aristotel, dar, într-adevăr, a contat și filiera arabă. Dar calea legală este Bizanțul. Carte recentă a unui istoric francez, despre importanța transmisiei moștenirii clasice, adică prin Imperiul Bizantin. Iar influențele, iar filozofia antică e prezentă în istoria filozofiei bizantine. Se pare că Ramenier a fost o carte clasică de istoria filozofiei bizantine. Da? Și acolo vedem cum diferite curente filozofice, diferite învățături filozofice grecești, revin pe toată, pe tot parcursul istoriei Imperiului Bizantin. Da? Și Platon și Aristotel sunt referințe importante pe tot parcursul istoriei intelectuale, spirituale, religioase a Imperiului Bizantin. Cam asta vreau să spun foarte pe scurt. Sunt foarte conștient că este un rezumat extrem de expeditiv.
Dar sper foarte mult să aveți întrebări, să putem continua dialogul și revin acolo unde am fost prea rapid, cu precizări, evident. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Noi vă mulțumim pentru atenție.